Guerlain a botezat parfumul Voilà pourquoi j'aimais Rosine. Guerlain a botezat parfumul extras din cupele de crin cu numele necunoscutei, boeme sau aristocrate, în ale cărei bucle blonde, decolorate sau pudrate, a cunoscut întâia oară parfumul cupelor de crin. Guerlain a botezat parfumul Voilà pourquoi j'aimais Rosine. Rosina. Unde e Rosina? Un strop uitat într-un flacon se întreabă, unde e Rosina? Un strop uitat într-un flacon schițează în grota de cristal regretul cupelor de crin, ce înstrăinate din grădina, din care le-a cules o mână de trecător sentimental, jerfesc blazonul florentin pe o balustradă de balcon. Guerlain a botezat parfumul Voilà pourquoi j'aimais Rosine. Guerlain a cunoscut-o, poate, dar când? Și unde? Și în ce fel? Guerlain a cunoscut-o, poate, și a iubit-o, dar Rosina? Rosina l-a iubit pe el. Parfumul lui Guerlain îmi spune că în golul cupelor de crin, divinizatele nebune n-au picurat decât minciună. Și că Rosina a fost nebună. Și totuși, el o cântă și astăzi în blondul cupelor de crin. Guerlain a botezat parfumul Voilà pourquoi j'aimais Rosine.